ziua! Interviurile PS News continuă și l-avem invitat astăzi pe domnul Bruno Ștefan, președintele Biroului de Cercetări Sociale. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Eu vă mulțumesc de invitație! Vin alegerile, sau nu vin? 27 septembrie ar fi data pentru alegerile locale. Oarecum stabilită, nu? Dată stabilită. Și discutată cu mult înainte de a fi stabilită. Exact. Deci, însă, o luăm de bună. Avem o situație, vedem, ultima perioadă, foarte multe cazuri de coronavirus, peste 400, ieri am avut peste 600. Va juca un rol important? Nu cred că reintrăm în stare de urgență și dacă reintrăm, reintrăm pe o perioadă scurtă. Alegerile până atunci mai sunt 2 luni și ceva, deci chiar dacă am intrat, alegerile se pot ține și se vor ține, cred eu, pentru că partidele au intrat în linie dreaptă în pregătirea alegerilor, în selectarea candidaților, în analiza mesajelor, sloganurilor, afișelor și activităților, numai că va fi o campanie altfel decât am avut-o până acum. Nu va mai fi campania în care să se meargă pe străzi, să se meargă din poartă în poartă, în poartă. La alegeri veți vedea că vor intra foarte puțini în secție, cu mască, cu verificări, cu termoscanare, cu, în așa fel încât prezența la vot probabil va fi mai scăzută la campania asta, pentru că ea se va derula într-un mediu, hai să spun, virtual, dar nici măcar acolo. Și, mă rog, o să încerce și pe SMS-uri și pe telefoane, campanii, dar nu va mai fi campania din casă în casă, așa cum eram obișnuiți. Ceea ce o să pară că este un alt joc decât cel pe care noi îl știam până acum. Să-i vezi pe oameni că vin, că promit, că va fi un altfel de, altfel de campanie electorală. Cine câștigă din această schimbare de campanie, de organizare de campanie? Acum, eu am măsurători în lucru multe și în fiecare zi dau drumul la alte câteva măsurători în teritoriu. Opinia nu s-a așezat pentru că partidele nu s-au așezat. Își schimbă permanent candidații. Acum stabilesc că merg la Consiliul Județean cu cineva, peste 2 zile li se pare că nu este foarte bun candidatul, există presiuni de la centru, este sau din alte părți pentru schimbare, iar mai pornesc o măsurătoare. Iar, deci, jocul nu este așezat. Nu este așezat la PNL și dacă nu este așezat la PNL, care e principalul partid care, având oarecum și acces la resurse și își permite să îl regleze, celelalte partide, nici ele nu știu cum să meargă. Mai puțin partidele mici care au un singur candidat acolo, dar care foarte mult nici n-au pornit să rupă startul și să obțină să aibă un culoar de creștere, pentru că după mine ele sunt mici, nu doar pentru că au resurse puține, ci pentru că nu fac o campanie cum trebuie pentru a deveni mari. Și pentru că se mulțumesc cu un scor atâta. Pentru că dacă ar vrea să obțină și acolo unde se luptă, se vede că partidele mici reușesc să își impună lideri. Dar au loc trădări, cum e câte un lider la ALDE, la USR, care este cât de cât sus. Imediat partidele celelalte îl preiau, îi promit, îl negociază cu ei și până la urmă partidele celelalte mi se văd dezbrăcate de zestrea pe care o aveau, cu care se puteau duce în campanie și discursurile pe urmă par cu totul altfel. De asta zic că e un joc neterminat, să vedeți că s-au aliniat la start acești candidați. Haideți și dumneavoastră public cu tribune în spatele candidaților și urmăriți meciul. Încă meciul se joacă în culise care, unde, în ce tabără joacă și de asta nu este deloc exclus să vedeți că indivizi pe care acum mai vedeți la PSD mâine vor fi la PNL sau la USR sau la, sau cine știe, cei care erau la USR se duc la PNL sau la PSD și traseismul ăsta cum este... Pentru... Nu, nu este de bine, că dacă era de bine, binele acesta îl vedeau dinainte. Pare un joc, o horă în care odată intrat parcă nu te mai poți extrage ritmului pe care îl impun câte unii și intri într-un tip de horă așa cum poate tu nu ți-ai dori și atâta vreme cât n-ai în spate o structură puternică ce să spună jocul tău este ăsta, impune tu tonul, ceilalți parcă joacă după cum cântă altcineva. Și principalul cântăreț al acestor alegeri, poate mă,
e PNL-ul, dar poate ar trebui să spun că este al doilea, că principalul, așa este COVID-ul care face jocurile. Și le face semnificativ de mult, pentru că schimbă și dă peste cap multe din planurile care păreau așezate într-un fel previzibil pentru partide. Adică păreau de multă vreme, da, doamne, mergem la Consiliul Județean cu X, la primărie cu Y și partidele păreau așezate. Nu se mai întâmplă lucrurile așa. Sau poate s-o întâmpla în parte, rămân așa. Dar nu, până atunci se fac multe jocuri pentru ca ele să se destructureze. Primari ce păreau că își mențin mandatul pe același partid, pleacă acum peste noapte și te întreb de ce. Dau exemplu Caran Sebeș, primarul Borcean, acum a trecut la PMP, pentru că nu și-a mai găsit loc pe listele PNL-ului, deși pe listele PNL-ului a câștigat acolo. Și la fel auzim că se va întâmpla și în București cu câțiva primari care vor pleca de la PSD sau fie se duc independenți, fie Neguiță se duc la... Neguiță deja a anunțat primarul sectorului 3 că pleacă de la PSD. Acum rămâne să vedem unde... Unde, da. Unde se va regăsi pe ce liste pe 27 septembrie. Spuneați dumneavoastră că prezența la vot va fi mult mai mică. Da, pentru că lipsește legătura personală. Ce m-ar motiva pe mine alegător, nu pe mine Bruno, pe un alegător obișnuit care nu cunoaște foarte mult joc, dar care își dorește, e interesat, dar nu își cunoaște de desubtul, ce l-ar motiva să vină când vede această situație care acum este foarte nesigură, când nu are din partea candidaților o relație apropiată, când vede că cel candidat nu i-a promis, nici nu i-a spus, nu i-a trimis un plan, nu a vorbit cu el. De aceea eu cred că absenteismul va fi mai mare la campania cine asta. Cine câștigă din PSD? Partidele care au structuri pliate pe noul tip de campanie electorală ce se face acum. Și deși toate spun că se pricep la Facebook, că se pricep și au început în mod categoric campanii pe Facebook, PSD-ul ce era codaș la alegerile trecute în privința asta a acaparat atât de mult Facebook-ul încât aproape obligă pe ceilalți să caute alte canale de comunicare, pentru că el o face la un nivel atât de cu mare intensitate, nu neapărat bine, dar vizibil, în așa fel încât să joci în ringul lui, pare că pierzi. Și atunci, în managementul strategic, există, sunt niște teoreticieni, strategia Oceanului Albastru, care spune că decât să joci în oceanul ăla care sunt rechinii care te sfârșie, mai bine te duci, îți creezi un alt ocean și inviți să joace în tabăra ta. Și atunci, marea majoritate a candidaților încearcă să-și creeze un alt ring și să cheme spectatorii în ringul lui și să-i adune în arena lui pe ceilalți în așa fel încât să fie el făcătorul de jocuri. De aceea veți foarte vedea... Foarte interesant că știm că PSD-ul nu era... Electoratul PSD-ului nu se regăsea în online. Nu se regăsea până în online acum, pentru că publicul pensionar, să spun, care este important pentru PSD, nu era pe Facebook până la alegerile de acum 4 ani. Acum aproape orice pensionar și-a făcut Facebook. Și îl descoperă cu bucuria cu care îl descopereau tinerii în urmă cu 8 ani sau când a fost. Și de asta sunt mult mai prezenți ei pe Facebook acum și PSD-ul are bazinul alături în felul ăsta. Și de asta s-a mutat bine pe Facebook. Dar vă spun că veți vedea un alt tip de campanie. Dacă USR-ul și-a dus campania pe Facebook, Iohannis la fel în prima lui campanie prezidențială și a reușit să facă cu Facebook-ul ca un instrument de campanie destul de bine folosit, acum veți vedea alte tipuri de instrumente folosite, nu doar Facebook-ul. La un moment dat îl vor părăsi. Vor urma campaniile pe WhatsApp, pe SMS-uri, vor urma campaniile așa cum le văd în Statele Unite, că urmăresc destul de bine ca specialist cum se derulează campaniile și pare că noi am părăsit tiparul pe care merg cei mai grei lumii. Site-ul de campanie este principalul lucru de unde pornește campania unui candidat în Statele Unite. La noi pare că cum să te mai întorci la site, este ceva desuet. Eu vă spun de pildă că vom ajunge și noi, cred prin luna august, să vedem că acel candidat care nu are un site
bine făcut nu câștigă. Și campania se va, va porni de la site către Facebook, către SMS-uri, către operatorii direct în teritoriul agenții electorali, dar site-ul va fi nucleu așa cum există în Statele Unite. De, am discutat cu colegi din campanii din afară și văd că acolo se duc altfel campaniile. Le vom vedea acel tip de campanii și acum. Acum ai noștri spun că nu se poate, este un tip de agresiune. Adică să vă dau exemple. Donald Trump de câțiva ani trimite fiecărui alegător de cum a câștigat alegerile cam 3-4 SMS-uri pe săptămână. La două zile mai primești un SMS de la Donald Trump prin care te invită să vezi ce a spus el despre nu mai știu ce zid, despre chinezi, despre ruși, despre nemți sau cine știe ce discurs are și te ține legat de el. Permanent primești pe site un mesaj scurt cu link-ul să deschizi și să vezi și să te implici, să susții, să spui părerea și atrage pe oameni într-o campanie care se desfășoară pe site și este din ce în ce mai puternic în așa fel încât și-au dat seama și ceilalți că această creștere a lui are altceva decât aveau ei. Au părăsit Facebook-ul, adică sunt și pe Facebook și a început și Bernie Sanders mai întâi să-și facă și el site, după aia la fel cu celălalt care... Și vedeți cum bătălia acum se duce în altă parte decât, și, decât era tradițional pe Facebook. Și la ea a fost la fel. Nu. S-a mutat în alte părți. Deci online nu va da câștigătorul pe 27 septembrie? Nu, dar este ceva complex. Nu este doar site-ul. În care toți sunt puși să participe. Cu dezbateri, nu jos în forumuri. Este un alt tip de organizare a ringului electoral. Și care pare că dezvoltă un tip de relație personală și o dezvoltă pentru că primești mesaj de la Trump personal care la un moment dat îți apucă și îți scrie sau te sună și văd ceilalți în direct că intră Trump și îți vorbește ție. Este la un nivel atât de sofisticat făcută campania acolo încât aproape toată lumea s-a mutat în acest tip de... Noi mai vedeți din ușă în ușă, cu flyere, cu afișe pe străzi, cu alte lucruri. Vor fi și astea, dar la un nivel mult, mult mai mic. Mult mai mic. De asta cred că vom avea și noi o astfel de campanie. Care înseamnă, acolo este și cu strângere de fonduri, cu implicare în tot felul de activități comunitare ale partidelor pentru... Da. Vedem dacă se va ajunge și la noi. Eu tot le spun să urmărească pentru că tonul campaniilor electorale aproape întotdeauna din America s-a dat. Europa a inventat puțin în domeniul ăsta al campaniilor și a mers cu frâna de mână mai mult ca ostilitate față de tipul de campanie pe care le făceau americane. De asta zic că dacă privim campania de acolo, vom vedea că vom produce schimbări într-o perioadă foarte scurtă de timp la noi. Dar numai că le trebuie altceva, ce am văzut, e aproape caricatural, adică e doar o pagină acolo pe un site. Nu este ceva care să te facă să îți petreci un timp important în campania respectivă, să aduci alături de tine pe încă alți câțiva care să participe la dezbateri, să facă site-ul acela viu. Noi nu avem site-uri, puțini candidați care n-au niște site-uri făcute profesionist. Ceea ce este de fapt în această campanie, ca să spun, este absența unor profesioniști în campanie electorală. Sociologia electorală este o știință. Această știință se predă la facultăți, în masteruri și cumva era ancorată în ceea ce se... Pentru, fiindcă o știință este vie atunci când măsoară, cercetează, știința asta era tot timpul ancorată în ceea ce se măsura în Statele Unite, dar și în alte părți. Și noi ne uitam mereu la ceea ce se întâmpla în afară și aduceam și noi diverse alte lucruri. Pare că știința asta la noi acum a obosit, în sensul că nu mai ține pasul, sau chiar dacă avem specialiști care sunt informați, parcă nu mai contează. Vine câte unul luat așa peste noapte, fără care n-a făcut niciun curs elementar de campanii, de cum se face, și știe el mai bine că am eu pe ăla, că știu eu, stai că sun eu, dau două telefoane... un tip de șmecheraș așa de provincial care păsără de ras ce știință, lasă că fac eu, bat eu palma cu ăla, cu ăla și parcă aruncă la gunoi ceea ce
pare statuat în țările civilizate dinainte. Asta este un ring pe care specialiștii îl măsoară și îl așează într-un anumit fel. La noi eu văd în parte o dare la o parte a specialiștilor din campania respectivă. Partidele, unele, dau exemplu USR-ul, care pe mine mă miră foarte tare, au o mândrie a nu mai face niște lucruri care țin de lucrurile elementare ale campaniei. Este ca și cum ești doctor, dar n-ai, ești chirurg, dar nu ai bisturiu, nu? Te duci și operezi cu mâinile goale. E așa se duc într-o campanie fără instrumentele care să-i ajute să câștige. Și sunt mândri că nu mai folosesc aceste instrumente pe care le-au diabolizat, le-au satanizat. A, sondajul înseamnă manipulare. A, să fac așa ceva este... Ei nu le iau ca niște lucruri, cum le luăm noi sociologii, să vedem dacă lucrurile astea sunt utile, dacă ajută ceva. Ei le diabolizează, lucrurile alea le personalizează și știința devine ceva satanică. De asta aproape cu mulți clienți, și sunt într-o discuție cu foarte mulți clienți în fiecare zi, știința asta este ceva, un instrument al diavolului de care ei vor să se ferească, dacă tot trebuie, doar foarte puțin, dacă se poate chiar deloc, și tot timpul încearcă să mă convingă cum trebuie să o facă altfel decât așa cum, nu că am stabilit eu că sunt eu om de știință, s-au scris cărți, studii, s-au făcut măsurători, ei o reinventează, e o roată pe care tot se chinuie să o reinventeze permanent, încercând să le arate tuturor, iată ce deștept am fost eu. Dar apropo de USR, încă n-au ajuns la o înțelegere cu liberalii și nici cu PMP în privința candidaților pentru sectoarele din București. Și nu cum arată cifrele? Poate învinge PNL singur în București? Fără un ajutor de la USR și PMP? În mod normal, da. Dacă ar apela, spune iarăși la specialiști, orice individ are posibilitatea să crească, mai ales când vine din partea unui partid mare cum e PNL-ul. Nicu Șordan poate să producă o creștere colosală. S-a văzut că a produs-o când el venea din partea unei forțe mult mai mici. Problema este să aibă resursele și instrumentele științifice pentru a produce creșterea ca la carte. Ori eu îl văd acum fără aceste lucruri. Eu nu spun că nu se fac măsurători pentru el, le văd că se fac. Nu m-am prins încă. Făcut în martie sondajul de selecție a candidaților, dar de atunci n-am mai făcut pe București, și însă văd că se fac sondaje. Ceva îmi spune mie că nu merge cu forță pentru a rupe. E un tipar care, dacă ar fi măsurat, ar vedea că tiparul ăsta care l-a dus până la un anumit punct, la un moment dat nu-l mai duce nicăieri, ba chiar îl blochează. De asta tiparele pe care oamenii le cred de succes, cu care au avut succes într-o perioadă, trebuie permanent evaluate. Unde te duce mai departe? Și de asta sunt instrumentele astea care măsoară. Ia să vedem pasul ăsta, dacă îl mai fac, mă duce, mai obțin 0,3%, 4-5% în plus. Dacă nu, stop, schimb, testez, măsor până când reușesc să cresc. Ori mie îmi pare că, adică nu îmi pare, observ lucrul ăsta permanent din ce am, că sunt niște clienți, niște candidați care sunt îndrăgostiți de o viziune a lor care cred ei că o să-i ducă la succes, viziune care nu este măsurată, care dacă ar măsura ar vedea că viziunea îi duce la eșec, dar care refuză să accepte și în momentul ăla, dacă le arăți măsurători, a, ești vândut, ești al dușmanului, nu ești de partea mea, altă de genul ăsta. Mie îmi pare că Nicușor Dan trebuie să facă o rupere de ritm. Și ruperea de ritm trebuie să o facă el pentru a spori, pentru a atrage candidații și de partea cealaltă. Negocierile merg într-un impas și vor duce într-un impas mare care se va făsui dacă nu pornesc să-și asume cu forțe proprii o bătălie. Au puterea să o ducă și trebuie să o ducă cu forță. Dar tot așteaptă, hai să nu rupem electoratul în două, eu un public care... Dar publicul când vede că unul trage hăi și altul cea, preferă să vadă că cineva ia decizii. Bineînțeles, și-ar dori să meargă împreună. Dar câtă vreme ei nu vor, ce mai așteaptă? Când ăștia pornesc cu altceva, cu pretenții care sunt probabil mult prea mari față de situația de acum și au care per situația din 2019 de la europarlamentară când au avut un scor mai mare,
Între timp, lucrurile s-au mai schimbat în ceea ce înseamnă structura alegerilor. Nu cred, niciunii din ei acuză că sondajele, a, e al lui ăla, înseamnă că e manipulat, al lui ăla, al alt. Și nu ajung la un acord și refuză. Ori în condițiile eu să fiu șef la PNL, aș spune clar, ăștia sunt candidații, cu ăștia merg, la revedere, mergeți cu noi sau nu. Așa ar fi trebuit să procedeze PNL? Problema este că ei sunt candidați care nu au forță, care nu își asumă o identitate de bătău, să se bată. Ei nu dau impresia de putere. Și tipul de campanie pe care o fac este una într-o, un zgomot de fond pe care parcă nu mai vrei să-l vezi, pentru că se duc pe un tip de public pe care nu-l conving cu astfel de mesaje. Filmări pe Facebook, eu proful de la primărie, cum este Stamule sau nu mai știu, e atât de neprofesionist făcut mesajul, încât parcă îți vine să fugi. Zici, Doamne, ferește-mă să votez așa ceva, deși parcă ai vrea să votezi ceva dintr-o astfel de parte. Pentru că se vede absența unui lucru făcut profesionist. Știu că lucrați și la sondaj în țară. Și cum stă Partidul Național Liberal? Încă este acolo la 40%, cum spunea chiar președintele partidului în loc cu ceva timp? Mie în sondajele făcute în pandemie mi-a arătat la 33%. El s-a supărat pe sondajele mele. A declarat că sondajele dușmanilor, care nu mai știu ce, asta a fost măsurătoarea mea. Știu că are alte măsurători. Știu că în plan local îmi ies diferențe atât de mari, dar nu, eu nu sunt în spatele lui să le adun pe toate și să spun, da, avem 36, 39 sau ceva. Văd că sunt județe în care obține 40, văd că sunt județe în care obține mult peste 40, văd că este o creștere în județe care erau înainte roșii și fără șanse aproape deloc, iată Telorman. Eu cred că vor fi două orașe fief ale PSD-ului care sunt pierdute. Știu că pot obține o creștere și în Oltenia și în alte părți, dar până una alta lucrurile arată complicat și cu niște actori care parcă nu sunt dispuși să se bată și așteaptă să vină Orban să se bată el în toate localitățile, să vină partidul de la centru. Nu-și asumă un tip de bătălie cu cei grei, pentru că poziționarea PNL-ului în județele roșii a fost una de subordonare față de PSD. Tradițional de reacție și n-au preluat ei frâiele jocului, ci pe un tip de complicitate, nu neapărat o înțelegere, ci ca sunt doar mai degrabă reactivi decât să fie cei care ei construiesc jocul. Și de asta jocurile par proste în județele respective și de asta văd că PNL-ul cel puțin intervine să le strice. Asta, dacă eu aș fi acuzat înainte probabil niște înțelegeri, un tip de blat între PSD și PNL și lucru pe care în unele localități l-am văzut, văd că de la centru există o hotărâre de a sparge astfel de blaturi. Și șefii organizațiilor locale care spun, hai că-ți las ție orașul ăsta, dă mie pe ăsta, la alt, aici am pun un om slab, pune-ți tu dincolo unul, așa, ca să existe. De la centru vin și se strică jocurile astea, am văzut în multe localități. De aceea eu mă aștept ca ceea ce spune Orban, 36 minim, 39, să se întâmple. Măsurătoarele mele mi-arată că nu. Măsurătoarea națională, dar măsurătorile locale mi-arată că posibilitățile de creștere sunt așa cum spune Orba. Dar unde preconizați că vom avea surprize? Vorbeați de județe care erau roșii și acum... După cum sunt și județe care erau galbene și devin roșii. Eu am lucrat pe vremuri, în urmă cu 10 de ani, la îngălbenirea județului Călăraș. A fost primul județ îngălbenit și am fost acolo sat cu sat, comună cu comună, în alegerea candidaților cei mai buni. Președintele Consiliului Județean Călăraș PNL Iliuț a trecut acolo la PSD și a trecut la PSD nu doar el, ci cu o armată întreagă de primari, consilieri locali, lăsând PNL-ul dezbrăcat cu totul în anumite localități. Deci văd că fenomenul este nu doar că PNL-ul atrage și de la PSD sau și din alte părți pro-România, de la ALDE, de la... și invers se produc rupturi de genul ăsta. De asta spun că jocurile încă nu sunt făcute, dar vom avea surprize. Și surprizele țin de
cum să spun, acolo unde vine din partea lui Orban peste șeful organizației județene să facă jocurile. Dar nu cred că s-a implicat suficient în toate localitățile. Și atunci nu cred că vom avea surprize mari la Argeș și pare să rămână un județ roșu, tocmai pentru că și acceptă o poziție de inferioritate, mimând-o și mințind că nu este. Cred că vom avea surprize la Telorman și să-l vedem îngălbenit mai mult, semnificativ mai mult decât era în trecut, cel care era județ important al PSD-ului. Cred de asemenea că și în Giurgiu vom avea surprize și am făcut măsurători în mai multe localități și surprizele vor fi poate nu așa spectaculoase. Câte un primar de comună care mai pierde, dar pe ansamblu veți vedea județul cu o pată galbenă mai mare decât era în trecut și încă au loc treceri de la PSD, ba la Pro-România, ba la PNL, ba crește unul de la USR, deci e un județ care clocotește încă. Așa, nu vom avea surprize majore pentru PNL în Galați. Pare aproape perdant jocul pentru că nu au cedat USR-ului pentru o înțelegere să se facă un tip de alianță în mai multe localități și acolo pare că un tip de electorat ce a fost al PNL-ului acum se simte oarecum trădat pentru că USR-ul n-avea un electorat acolo și acum începe să-l câștige, dar în același timp se și pierde ceva și pe măsurătorile pe care le-am văzut va fi o întărire a PSD-ului pe ansamblu. Pierdere sau poate o creștere, dar mică, dar cel într-un caz fericit. Dacă nu, hai să spun, staționare va fi la Brăila și rămâne tot un județ roșu sau cel puțin municipiul rămâne roșu sau depinde cum, unde o mai pleca primarul Dragomir, dar județul are forța să se îngălbenească restul județului și cred că acolo vom avea surprize. Deci, Iașul rămâne galben prin... Deci, vă spun la nivel că am făcut măsurători în multe județe și sunt variații de la un județ la altul. Zici, uite, domne, o creștere extraordinară a USR-ului în Sălaj. I-au lăsat candidatul acolo și începe să se mobilizeze a plusului mai degrabă, nu a USR-ului, destul de bine acolo cu ceva mișcări așa cum era USR-ul în forma bună. Ultimul minut și o ultimă întrebare. Gabriela Firea are șanse să câștige din nou primăria Capitalei, chiar dacă vedem că încă nu s-a ajuns la o înțelegere cu Victor Ponta? Are șanse, dar eu cred că în momentul în care testările care se fac acum în diverse localități de creștere și de schimbare, de eroare a unor candidați și de accelerarea notorietății și lucrurile astea o să funcționeze și lucrurile astea le vom vedea până la 10-15 august. Dacă ele se produc, Firea nu mai are nicio șansă. Pentru că aici, eu cred, se testează un alt tip de campanie. Și jocurile cum au fost așezate pentru Firea s-ar putea să se destructureze și să pară că nu mai au susținere. Susținerea pe care sondajele o arătau că o are în acest moment. Ea este categoric sus, are șanse să câștige. Mai sus decât Nicu Șordan? Sondajul meu din luna martie arăta că da. Dar între timp și pandemia a întărit-o pe ea, pe el, el a fost într-un cont de umbră. A reieșit acum și a recâștigat ceva. Firea stă încă puternic. Ceea ce poate schimba bătălia dintre cei doi este jocul care se face la sectoare. Și prin candidații care vin să întărească echipele fiecare, că nu e doar bătălie Firea versus Nicu Șordan, ci sunt echipele care se vor bate între ele. Și în momentul în care reușești să produci o rupere de riri la sectorul 3, la sectorul 5, sau cine știe unde, în momentul ăla se schimbă zestrea electorală și a Gabrielei Firea. Domnule Bruno Ștefan, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi eu și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc. Săruna. Mulțumesc.